Terenului aparține ca urmare a deciziei irevocabile a instanței. Bărbatul vrea teren în altă parte, însă primarul Dorin Hanu refuză. Bărbatul nu se lasă, însă și-a pus deja muncitorii să construiască un gard pe porțiunea de teren cu pricina. De data aceasta însă unul rezistent, în speranța că nu va mai fi doborât așa ușor. Datorită faptului că avem titlul de proprietate încă din 1994 și primăria Mutru a trecut cu o stradă care la când am ajuns în instanță nu a avut cum să prezinte acte cadastrale cerute de către experți. Am câștigat în instanță acest drept de proprietate, am fost puși în posesie de către executorul judecătoresc. Eu voi bloca proprietatea mea, strada va rămâne liberă. La care noi am mers la fața locului și am blocat un pic, adică ne-am împrejmuit suprafața de teren, crezând că domnul primar chiar va veni și să discute cu noi să deblocăm. Mihai Mănescu mai spune că deși ar accepta variante de schimb, nimeni nu l-a contactat. Am mers la domnul primar să stăm de vorbă, să discutăm despre acest caz și domnul primar, la care ne-a zis în birou că nu poate să ne acorde, să ne dea o altă suprafață, pentru că dânsul mare acolo se dea la un anume domn Cernica o suprafață de teren prin hotărârea de Consiliu și ne-am zis, domnule, păi și noi ce facem? Păi mergi și ia-ți strada. Primarul Dorin Hanu susține că a purtat discuții cu Mănescu, însă nu este de acord cu ce solicită Motreanul. I-am explicat că este imposibil să face ceea ce ne solicită el. El ne solicită dublu suprafeței pe care o are acolo, adică în loc de 98 de metri pătrați cât are în hotărârea judecătorească, ne solicită 200 de metri pătrați în centrul orașului. Am depus o ordonanță prezidențială la judecătoria Motru, urmează ca mâine dimineață să se judece și sper ca să se rezolve această problemă pe cale juridică. Pentru că și-a împrejmuit proprietatea cu un gard improvizat, fără autorizație de construcție și a blocat circulația rutieră în zonă, Mihai Mănescu s-a ales cu dosar penal.